Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la subiectul zilei la TV Buzău. Iată-ne din nou împreună și în această seară. Și alături de mine și de dumneavoastră este un coleg din presa buzoiană, mai vechi în presa buzoiană, ziarist, director la Opinia Buzău. Este vorba despre Călin Bostan, cu care în această seară voi dezbate problemele dumneavoastră din teritoriu. De acolo, de acasă, de unde ne sunați. Și ne aduceți la cunoștință, seară de seară, problemele de care v-ați lovit de-a lungul timpului sau în zilele respective. Am gândit această emisiune ca pe o retrospectivă a unei luni de zile în Buzău. Emisiuni la TV Buzău timp de o lună de zile. Și să știți că am constatat că, într-adevăr, există foarte multe probleme. Există probleme care ar fi trebuit rezolvate de mult timp. Am observat că încă mai aveți încredere în cei din presă, în ziariști. Pentru că îmi spuneau colegii din regia de emisie, chiar și în zilele când nu avem emisiuni la TV Buzău, dumneavoastră, telespectatorii, ne sunați și ne aduceți la cunoștință unele situații delicate, unele situații nu tocmai ortodoxe. Însă, în această seară, sper ca împreună cu Călin Bostan de la Opinia să vă putem răspunde dumneavoastră și pe parcursul următoarelor zile, luni, săptămâni, să putem și rezolva aceste lucruri. Aș vrea să îl salut pe Călin. Bună seara, mulțumesc că ești alături de mine în această seară, Călin. Îmi permit să ne tutuim, pentru că suntem colegi și așa este cel mai bine și parcă ne simțim ca acasă, așa, vorbind la per tu. Am o lună de zile de când realizez aceste emisiuni la TV Buzău. Multe înainte. Și mulțumesc, sper să fie de bun augur aceste apariții ale mele la TV Buzău. Sunt foarte multe probleme. Oamenii reclamă faptul că nu mai există în spitale aceeași dăruire. Reclamă aceleași probleme, medicamente, lipsa personalului și multe, multe altele de care cu siguranță și tu te-ai lovit și cu siguranță ai dat astfel de materiale, ai scris astfel de materiale. Reclamă faptul că cadrele didactice din învățământ nu prea mai sunt atât de implicate în ceea ce privește procesul educațional la clasă. Elevii nu mai sunt atât de atrași de materiile respective. Îi vedem mai mult prin baruri, cafenele și în diferite locuri în care nu ar trebui să fie, în momentul în care tu ca și părinte știi că el este plecat de acasă la ore. Haideți să discutăm un pic pe marginea acestor lucruri. Avem mult mai multe. Avem și cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Am realizat emisiuni și cu cei de la RAM Buzău și acolo sunt probleme. Le luăm încet și nu vom uita în cursul acestei emisiuni și despre cazul polițistului decedat zilele trecute. Este vorba de Cătălin Motoașcă din Racoviceni, de la postul de poliție Racoviceni, 35 de ani, care a decedat. Însă la acest moment nu avem foarte multe detalii despre acest caz. Cu siguranță vă vom ține la curent în edițiile următoare și vom investiga și situația polițistului Cătălin Motoașcă, Dumnezeu să-l odihnească. Haide, Călin, să discutăm un pic despre problematica din Buzău, despre ceea ce am constatat eu. Așa din afară, toate se văd bune și frumoase și la locul lor, ca în fiecare județ de altfel. Primul rând, bună seara telespectatorilor TV Buzău. Mă bucur că ne reîntâlnim din nou. Mulțumesc, Mariela, pentru invitație. Haideți să o luăm așa, aplicat. E o vorbă. Pot să o spun la tine în emisiune. Nu ești buzoiancă. Eu sunt născut în cu totul altă zonă a țării. După ce că locuim în România, unii mai și trăiesc în Buzău. De aici plecăm. Și cei care trăiesc în Buzău probabil au mai multe nemulțumiri decât cei din restul României. Le auzim. Le auzim la posturile de radio, le vedem pe posturile de televiziune locale, le citim în publicațiile Prința Online, le vedem în comentariile celor care își spun părerea cu privire la anumite situații descrise în articolele respective. Dar, încă o dată, buzoienii par un pic mai nemulțumiți decât ceilalți. Haideți să vorbim câteva minute despre
ceea ce se întâmplă acum în oraș. Exact. Oamenii, câteva luni bune de zile, au înjurat că noua administrație nu se ocupă de asfaltat. Au început asfaltările, conform planului prezentat de primar, încă din primele zile ale mandatului. Oamenii au înjurat că de ce se asfaltează la periferie, unde, de fapt, sunt acele minunate străzi care n-au văzut asfalt niciodată și care, după cum auzirăm de pe la Curtea de Conturi, apar în scriptele primăriei ca unele dintre ele ca asfaltate, n-a fost bine că de ce se asfaltează la periferie. Între timp au început asfaltările în zona centrală sau și în zonele limitrofe zonei centrale. Iarăși a fost supărare că de ce se asfaltează în zona centrală. Și de ce îi supără lucrurile astea? Până nu știu, aici este, aici este o... S-au ajuns și la situații absurde. Cineva reproșa primarului pe un site. Domnule, ai zis că asfaltezi doar atât. De ce le mai asfaltezi și pe astea două? Deci iată, acolo s-a ajuns. Am văzut că reabilitați și blocuri, nu? De-abia s-au semnat contractele de finanțare. Sunt proiecte europene, bani europeni care vin cu finanțare. Există și contribuția autorității locale, există și contribuția beneficiarilor. Există o veche hotărâre de Consiliul Local de prin 2015, dacă nu mă înșel, sau 2015, în care se stabilea în mod clar că primăria, administrația locală creditează beneficiarii care nu pot plăti integral această sumă, cota parte a contribuției locatarilor. Ei vor beneficia de plăți eșalonate, deci premisele sunt. De ce nu s-a făcut până acum? Păi asta e. Nu pentru știm. Că în alte județe, în alte orașe din zona Buzăului, da, tot zona apropiată Buzăului, din Vrancea, din Focșani, s-au făcut aceste lucruri. S-au și făcut, m-a surprins ca, când am citit știri, cred că la tine în ziar. Da, la noi a apărut astăzi exact o știre pe tema asta. La tine în ziar, când se vorbea de aprobarea și de reabilitarea acelor 5 blocuri deocamdată. Deși există fonduri europene de ani buni de zile, au mai fost și alții la conducerile primăriilor, nu? Da, sigur. Cum să spun, răspunsul la întrebare, la întrebarea asta de ce nu s-a făcut până acum, dat fiind că în alte orașe mai apropiate, bun, tu spui Focșaniu, eu spun Bacău, sunt 90% dintre blocurile din Bacău sunt reabilitate cu fonduri europene. Bacă, unde vorba aceea? Nu s-a putut sau n-au fost fonduri? Nu ce s-a vrut. Justificări au nu avut? S-a vrut. Administrația veche probabil a fost preocupată de cum totul alte lucruri. Deci la această întrebare ți-aș răspunde tot cu mai multe întrebări. De ce nu avem cartiere ANL? He? De ce nu avem asfalt? De ce în continuare mai există acel monstru, chiar păi monstruleț numit respectivă, Ram. Respectivă, fosta conducere a primăriei, da. La vremea respectivă, 19 voi ani. Ați discutat, bun, 19 ani. Da. De ce nu avem și noi cartiere ANL, exact cum spuneai? În vechea... Focșani există cartiere ANL, există acele blocuri destul de ok. Din cochete, punct, da, îți face plăcere și să treci pe lângă ele, nu mulți, doar să... Foarte mulți tineri care și-au găsit o locuință în blocurile ANL. Chiar mă surprind lucrurile astea. Nu vreau nu să ANL, discut ce nu este în Ardeal. Nu vreau să spun cum arată cartierele ANL. Există în lista Oradea, priorităților domnului primar din Buzău și cartier ANL, există. Înființarea cartierului ANL. Există. În ce condiții și de când? Cam când ar trebui? Pentru că probabil la ora asta ne urmăresc și tinerii. Da, doritori. Domnia sa spunea, dacă nu mă înșel, că ar fi vorba de construirea a 3 categorii de locuințe pe acest program al ANL-ului. Ar fi locuințele pentru tineri, ar fi locuințele pentru de serviciu, pentru cadre didactice și pentru medici care da. Doresc să profeseze în Buzău. Dar chiar discutam într-o ediție anterioară cu directorul spitalului de urgență, cu domnul Damian, care spunea că îi sprijină pe medici cu aceste locuințe, cu decontarea chiriei, cu navetă, cu ce mai spunea dumnealui. Și zic, uite, totuși se fac și lucruri bune. Se fac în unele... Sprijină degeaba exact. Buzău. Buzău se vede că nu este atractiv pentru medici. Nu vor să vină, sunt posturi
scoase posturi peste posturi, scoase la concurs de toate specializările și nu se ocupă pentru că nu vin candidații. Auzi, dar nu s-au făcut cartierele astea anele pentru că nu există tineri în Buzău care au nevoie de locuință? Probabil nu tinerii erau ținta electorală a vechii administrații. Vechea administrație și-a făcut un titlu de glorie din faptul că cea mai mare parte a bugetului local mergea pe componenta socială. Componenta socială însemnând de la beneficiarii legii 514, celelalte tipuri de ajutor prevăzute de lege, dar oferite unei categorii în continuă extindere, așa, subvenționarea căldurii la RAM, deci practic obliga cetățeanul care nu avea căldură de la RAM și apă caldă de la RAM să țină în spate pe cei care nu aveau centrale termice de apartament sau de bloc. Iată, acolo s-au dus banii, astfel încât asemenea proiecte OZN, gen locuințe ANL sau asfalt, erau trecute la și altele. Se făcea un titlu de glorie când se asfalta o stradă pe an. Și în zone, roagă pe colegii tăi să vă plimbați puțin prin anumite zone ale orașului, să vedeți străzi ca în palmă, făcute sub vechea administrație, înconjurate de oaze, de străzi cu gropi și cu... inexplicabil. Ia zi-mi, ai idee când vor pune în practică acest cartier ANL, planul pentru cartierul ANL? Deci deocamdată... E la stadiu de discuții sau... Stadiu de discuții, domnul primar, cred că e vreo lună de atunci, de când a prezentat acest proiect al primăriei. Nu cred că în acest mandat se va putea realiza. Deci, clar, trebuie construit, trebuie găsit teren, construit și așa mai departe. Domnia sa spunea că există terenurile, a identificat terenuri ale municipalității pe care se pot construi. Și mai vorbeam și de o a treia categorie, pentru tineri, pentru oameni mai înstăriți, da? Pentru care se vor construi case tip tot prin ANL. Case mai scumpe, care le pot plăti prin credit ipotecar. Adică vor îmbunătăți. O plajă mai mare a beneficiarilor acestor construcții. Spuneai tu și de RAM, de regia autonomă a municipiului Buzău. L-am avut pe domnul Tacea, dacă domnul director Tacea, bine, în emisiune, și la fel, telespectatorii sunau și nu prea erau mulțumiți de calitatea serviciilor. Acum am înțeles că cu ceva timp în urmă s-a dorit desființarea RAM-ului. Explică-mi un pic cam cum au stat lucrurile, pentru că la momentul în care l-am avut în emisiune pe domnul director, sunau telefoanele continuu. RAM-ul se va desființa de la sine. RAM-ul este o societate care va muri. Va muri de la sine. An de an se debranșează oameni, își pun centrale termice de apartament. Chiar și cu valoarea gigacaloriei subvenționată la nivelul la care a fost sub vechea administrație, căldura de la RAM și apa caldă de la RAM erau scumpe. În plus, mai exista și acest disconfort. Trebuia îndeplinită condiția prevăzută de lege pentru a se porni căldura. 3 zile consecutive cu temperatură de sub 10 grade, 10. Dacă nu mă înșel, pe timpul nopții. Bun. Dacă erau 10 grade și jumătate, la revedere. Mai există apoi surpriza numărul 2. În sfârșit, întâmplat cele 3 zile cu temperatura prevăzută de lege și te trezești că totuși nu ai căldură. Afli că majoritatea locatarilor din bloc nu sunt de acord pentru ca să mai stea, să mai pună, ca pe vremea lui Ceaușescu, cum ne îndemna iubitul conducător, să mai punem o haină în plus pe noi și o pătură în plus, ca să nu plătească mai mult. Deci, iată două argumente, cel al prețului și cel al... dacă îți place ție să stai în răcoare, să dormi în răcoare, nu pornești centrala. Dar o faci în apartamentul în care locuiești. Da, știi câte cam ține acum legat, da?
Da, bineînțeles. Ești obligat să rămâi branșat la ei, pentru că tot în emisiune discutam cu domnul director Tacea, are vreo 800 de cereri de debranșare și spunea că foarte mulți sunt, locuiesc în zonele alea unitare, știi, cu fonduri europene, zone unitare, n-ai voie să te debranșezi, faci cererea dacă ți-o aprobă și nu prea ți-o aprobă și tot așa. Poveștile astea le-am mai auzit și pe la compania de apă, când domnul director Tescaru aruncă în față mereu când este vorba de o măsură în sprijinul buzoienilor, chiar cum a fost cea cu renunțarea la plata de către persoane fizice a apei meteorice, aruncă în față normative europene, contracte europene, pierderi de fonduri europene. Iată, s-a luat această măsură a reducerii, că per total este o reducere, 30% pentru persoane juridice și instituții publice, aici însemnând și municipalitățile Buzău și Râmnicu Sărat, unde de fapt era grosul facturilor la apa meteorică, și zero pentru populație, iată s-a putut, deci s-au cerut precizări peste tot, s-a votat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, s-a votat în Consiliul Local și iată s-a... Deci au dispărut dintr-o dată. Bineînțeles, pentru neinițiați, pentru cei care n-au avut preocuparea, într-adevăr sună bine, domne, ne ia, plătim înapoi banii europeni. Da, sună bine. Dar dacă este să iei la bani mărunți, deci, din punctul meu de vedere, Regia Autonomă Municipală nu trebuie închisă printr-o măsură din asta administrativă. Se va stinge. Se va stinge cu trecerea anilor. Dar oamenii ăștia care vor să se debranșeze, ce ar trebui să facă? Pentru că ești obligat să rămâi la ei branșat, da? Conform standardelor Uniunii Europene. Nu cred că unde există... scrie că eu, client, ar trebui sunt obligat să rămân la tine, adică dacă nu sunt mulțumită de ceea ce mi-oferi? În primul rând, beneficiez de libertatea de opțiune. Da, că nu beneficiez la anumite servicii unde n-avem ce face, este sau a fost monopol, au început să apară alternative și la Societatea de Furnizare a Energiei Electrice, probabil vor apărea alternative și la Societatea de Furnizare a Gazelor Naturale, dar așa cum poți opta, nu te leagă nimeni de glie pentru un operator de telefonie mobilă, pentru un operator de televiziune prin cablu sau de internet, așa nu mă poate lega nimeni de glie pentru un furnizor de agent termic. Fie că este pentru calorifer, fie că este pentru apa menajeră. Și de facturarea apei erau nemulțumiți foarte mulți. Spuneau că sunt facturi încărcate lunar și ei nu consumă, fie că sunt plecați pe la țară, fie că nu mai locuiesc în apartament și le vin facturi de alea fabuloase, SF-uri. Da, deci aici este o problemă a sistemului, să-i spunem, a sistemului creat aici la nivel local, dacă este să ne referim la facturile de la RAM și de la sistemul, dar administratorii ăștia ce mai păzesc? Aici am luat lista, deci am făcut rost de lista administratorilor din Buzău. Și erau peste 100 și ceva de administratori. Doar ce am primit eu, cred că sunt undeva la vreo 500. Ei, ăștia 500 de administratori plătiți de locuitorii de Buzăului. De cei care, da, de cei care exact beneficiază între ghilimele de serviciile lor. Ce fac administratorii ăștia de nu... vin în sprijinul oamenilor de unde își prime salariul respectiv. Până la urmă ei... Deci aici ar fi de discutat nu o emisiune, un șir de emisiuni pe tema prestației administratorilor de asociații de proprietari. Dar chiar vreau să discutăm în emisiunea asta. Haideți să luăm un telefon, Călin. Da, avem un telespectator pe fir, după care revenim la discuție referitor la administratori și cât de mult se implică dumnealor în activitatea și viața oamenilor. Bună ziua, ne auziți? Sărumile. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă, vă rog? Bostan. Bună seara. Cum mă numesc? M-ați întrebat sau? Da. George mă numesc. Da, domnul George. Vă ascultăm, domnul George. Eu sunt o persoană care alerga mult prin orașul ăsta și nu chiar degeaba, chiar cu folos, pentru mine personal, bineînțeles.
Dar observ cu mare mâhnire, stupoare, că nu mai lucrează nimeni sau nu prea mai vrea să mai lucreze. Nu știu, poate dumneavoastră pe la TV, pe la ziar, în rest cam nimeni. Și de ce spun lucrul ăsta? Am fost la protecția consumatorului să relatez o situație mai puțin plăcută pentru mine și familia mea. Acolo m-a întâmpinat un domn, un miros de tutun în toată încăperea aceea. Aproape că era să fiu eu cel vinovat, nu societatea pe care o reclamam. Bun, merg la inspecția muncii. Acolo aceeași situație. Întâmpinat de o doamnă care probabil tot la fel ca și domnul de la protecția consumatorului, supărat așa pe viață, m-a respins categoric. Observ ceva neplăcut pentru mine și pentru noi toți în oraș. O cerșătoare foarte agresivă pe strada Ostrogului. Băi, omule, ce se întâmplă cu femeia asta? O văd mereu, zi de zi, cu niște documente în mână, că are un copil grav bolnav. Așa o fi, dar și anul trecut avea copilul grav bolnav. Nu s-a mai vindecat, n-a murit. Mă rog, n-a mai crescut. N-a mai crescut, trebuie da. Să plece de aici. Dar vă spun de unde a apărut. Din țările nordice. S-a răcit pe acolo vremea și ne-au cam năpădit ăștia. Bun, dau telefon la poliția locală. Telefonul de urgență. Domnule, nu se confirmă situația, domnule. Unde-i? Pe strada Ostrovului. Nu mai e, că aia nu stă numai într-un loc. Circulă ca să facă rost de bani. S-a dus pe doamna Neaga, s-a dus către piață, mă rog. O prinde, o cercetează, a apărut iarăși. Nu se confirmă, domnule. Deci nici ei nu vor să lucreze. Păi da, sau vedeți, le-ați dat de lucru dumneavoastră. Probabil că sunt protectorii lor. Le ia vreo cotă parte, nu știu, mă face să gândesc și sub forma asta. Domnul George... Și vedem pe stradă cum se plimbă de mână acum o doamnă cu un domn, polițiști îmbrăcați. Mai chiar îi plângea câte unici că, domnule, ce să-l face ăștia la iarnă? Nu pățesc nimic, domnule. Pentru că o să solicite îmbrăcăminte termoizolantă și o să ducă mai ceva ca în casă în îmbrăcămintea aia. Deci se poate la ei. Dar nu vor să muncească. Poate o să păzească lalelele astea care o să le pună domnul Toma. Poate le dă cu număr la fiecare. Nu știu, cred că este jenant așa. M-am dus și la o societate privată, la TV Sud-Est, să plătesc abonamentul. O doamnă casieră, plictisită și dumneavoastră de situații. Și la privată, rețineți, fuma afară, cu o ceașcă de cafea, cu o doamnă, probabil vecina de bloc, stăteau la bârfă. Eu, care vroiam să plătesc, trebuia să aștept să-și termine țigara. Unde am ajuns? Exact, domnul George, unde am ajuns? Pe timpuri, parcă nu era așa. Nu așa era e că era mai asta. Bine pe vremea lui Ceaușescu, domnul George? Mai văd și pe... A, nu, nu-l pun nici pe Ceaușescu. Mai văd și pe net că la o școală din județ, mai aproape de noi, aici, la Vadupași, o doamnă profesoară nu s-a dus la muncă de o lună de zile, nici inspectoratul nu știa, nici directorul școlii, nu știu. Deci, vă dați seama, copiii ăia au pierdut. Poate să fie de clasa 5, a 6, a 7, au pierdut materia, s-a adus. Deci nici profesorii nu mai lucrează, care le-au dat și salarii mărite, să mai plâng pe aici câte un lider de sindicat de-al dumnealor. Că au salarii, că fac naveta, că, mă rog, profesor să fii în ziua de astăzi, să nu te mai duci și la muncă. Domnul da, George! Să știți că sunt foarte mâhnit de situație. Nimic. A, dacă te duci la primărie, nici acolo nu rezolvi problema în ziua în care te-ai dus, că îți mai trebuie certificatul de naștere al lui străbunicu, al lui bunica, al lui bunicu, la cadastru, aceea situație. Știi, domnule, vină cu vecinul, vină cu... Ce să mai, domnule? Domnul George, e râsul, plânsul ce ne povestiți dumneavoastră, dar ce le transmiteți autorităților, celor în măsură să rezolve situațiile astea? Pentru că sunt destui bugetari care, așa cum spuneți dumneavoastră, stau la țigară. Romul istoriei, din câte știu eu, așa, un Mihai Viteaz, un Vlad Țepeș, au încercat să facă din noi ceva. Nu au putut nici ei, că i-au prins, i-au tăiat capul, i-au omorât, i-au stinjuit, i-au zăpăcit. Am încercat și noi prin comunismul ăsta, nu ne-a ieșit, că tot la fel am făcut și...
Acum să știți că nu se mai vrea. Nici conducătorii de afară nu mai vin să ne mai conducă. Că veneau și ăia pe un interes, pe un profit, dar ai noștri sunt mult mai pricopsiți ca ei. Nu mai au cum să mai vin degeaba. Ce să facă? Să moară de foame în țară la noi? Domnul George, domnul George, spuneți-mi și mie, la momentul acesta, vă place cum arată Buzăul? Da, sincer să fiu, un cam place așa, s-a făcut ceva mai mult față de ce s-a făcut anterior. Ba, într-o perioadă scurtă, s-a făcut totuși ceva. Asfaltare, mă rog, niște parcuri mai îngrijite, așa, mă refer la stația centrală. Autobuzele astea chiar îmi plac. Deci, mai dese, mai sunt multe de făcut, e adevărat. Dar câtuși de puține îmi plac. Îmi place așa, ca aspect. Mai este de făcut în piață, în... Ce să mai... 10 uri publice nu avem decât unul singur acolo în piața centrală, care și ăla trebuie să stai la rând. Dacă suntem doi mai durduri așa, deja nu mai ieșim de acolo. Intrăm, dar nu mai ieșim. Ce să... Domnul George, eu, colegul Călin, cred că are o întrebare să vă adreseze. Nu era o întrebare, era o constatare. Într-adevăr, multe dintre problemele pe care... Aștept și întrebarea domnului Bostan. Nu avem o întrebare, era nu o constatare. Nu are nicio întrebare, s-a răzgândit domnul Călin. V-aș răspunde la cel puțin la sesizarea aceea legată de polițiștii locali. Haideți să trecem peste cei de la instituțiile publice, ăștia sunt, alții mai buni nu avem. Să trecem la național? Nu, să trecem... Națională. Nu-i mai vedem nici pe ăștia, probabil că lucrează numai civil. Să trecem puțin la polițiștii locali. Da, într-adevăr, cel mai simplu este să spună că nu se confirmă. Pe mine m-a șocat o cu totul altă chestie. Iată, de când este noua administrație și polițiștii locali au fost trimiși pe stradă, ba mai stau și cu spectrul concedierii deasupra capului. Da, dar le-au mărit salariile. Da, bineînțeles. Au început să comunice și public. Iată, avem, există purtători de cuvânt, există comunicate. Pe mine m-a șocat. Au fost două comunicate pe teme oarecum asemănătoare, două acțiuni de foarte mare amploare ale poliției locale, acei oameni pe care i-au găsit pe prundul gârlei cu microferme și deci două cazuri de separate de cetățeni. Da. Unul creștea porci și hrănea cu ce-i hrănea, altul își făcuse inclusiv un mic iaz acolo pe domeniul public. Și aceasta era prezentată ca o mare, mare realizare a poliției locale. Ori oamenii ăia sunt de zeci de ani, un cititor... Dar până acum nu i-au... Nu li se întâmplă nimic la ăia, domnule. Ăia sunt acolo veșnici și de demult. Și nu li se întâmplă nimic. Exact. Vă dați seama, eurile sunt proaste pe lângă faptul că ăla de acolo, din Vadupaș, ferma Vadupaș, creștea porci cu hoituri. Deci eurile noastre care le consumăm zi de zi din concernele astea din care ne aprovizionăm cu toții, este mic copil pe lângă... Da, bineînțeles, aia este altă poveste. Nu, dar subiectul pe care... Nu, dar era vorba de polițiștii de la local. Uite, așa observația... au avut ce activitate și au avut ce să treacă acolo, ce să raporteze superiorilor. Aceasta era observația. Un cititor de la Opinie ne sesiza pe... la rubrica de comentarii, spunea, domnule, unul dintre acești doi oameni stă acolo de pe vremea lui Ceaușescu. Și câți ori fi fost? Exact, da. Iată cum descoperim noi niște lucruri cu care apoi ne împăunăm. Deci, domnul George, ce să vă spun? Ăștia sunt alții mai buni, noi nu avem alte... în acest moment. Totuși, haideți să nu ne pierdem speranța. Poate nu dintre... este problema numai a lor, să știți. Sunt instituții care, practic, nu vor să-și facă treaba. Și oamenii care deservesc aceste instituții. Aveți ne plimbă după o hârtiuță, dreptate. După... un om, după o persoană, după... Deci nu vor să-și facă treaba, efectiv. Nu că nu știu. Nu vor. Ne tratează ca și când i-am obosit. Domnul Dacă George, nu veneai, vă mulțumim. Mai bine, ceva de vă mulțumim pentru intervenția din această seară. Rămâi. Mulțumim că ne-ați adus la cunoștință așa câteva din
durerile dumneavoastră, cam ce nu vă convine, care, cam ce nu s-a făcut și cam asta e realitatea. Care sunt foarte reale și serioase aceste nemulțumiri. Exact. Dar asta cu săraci oameni la nu știu ce, nu știu ce cătun cu porci și găini și te duci și ți-ai făcut o mare acțiune. Da, ei ocupau domeniul public, dar problema este că îl ocupau de ani de zile și iată dintr-o dată descoperim chestia asta. Hai să luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim în studio la TV Buzău cu telefoanele dumneavoastră, dar și cu alte detalii, pentru că nu am uitat de administratori. Sunt plătiți din banii dumneavoastră și ar trebui să aflăm mult mai multe. Și atunci când nu vă mai convin administratorii, îi puteți schimba. Am revenit la subiectul zilei. În această seară alături de mine în studio este Călin Bostan, este director la Opinia Buzău, ziarist. Îl cunoașteți cu siguranță de foarte mult timp pe Călin și în această seară am încercat să dezbatem cam ce s-a întâmplat într-o lună de zile la TV Buzău în cadrul acestor emisiuni. Discutam în prima parte și despre nemulțumirile unui telespectator. Domnul George chiar ne-a adus la cunoștință unele lucruri care se întâmplă la momentul acesta și care cu siguranță au fost întâlnite și în anii trecuți. Însă vroiam să discutăm despre situația administratorilor. Vorbeam cu Călin în prima parte a acestei emisiuni despre faptul că vin facturi umflate, nu mai știu ce facturi la căldură, la apă și totuși avem administratori la scara respectivă. De ce nu se iau măsuri? Deci povestea asta cu administratorii este ca și cu conducătorii de la scară mai largă. Noi îi votăm, îi alegem, da? Sau nu îi alegem, că nu mergem la vot, la întrunirea comitetului de bloc acolo sau adunării generale a proprietarilor, așa, ajung unii acolo printr-un vot mai mult sau mai puțin reprezentativ, după care își văd de treabă. Și tot prost iese proprietarul, așa cum ieșim și noi prost pe ansamblu în această țară. Bun. Statutul acestor administratori de asociații de proprietari este reglementat prin lege. Ba, sunt obligați să se și școlească dacă vor să candideze la asemenea funcție. Există un compartiment în primărie care ar trebui să stea cu biciu pe ei, să-i urmărească, să-i îndrume, să vadă, să îi ferească, practic, de a face prostii, să le pună la dispoziție reglementări, ultimele reglementări, dar în schimb ce fac domnii administratori? Am constatat o chestie foarte, foarte interesantă. Fiecare furnizor de servicii percepe niște penalități în momentul în care facturile nu sunt achitate la timp. Da? Acele penalități variază în funcție de furnizor. Conform cărei legi? Nu. Deci aici există prin asumat prin contractul de prestări servicii, da, așa cum semnăm pentru un abonament de telefonie, îți asumi că dacă nu plătești factura la timp, plătești niște penalități. Ok, până aici problema este în regulă. Furnizorul de energie electrică, deci cel care dă energie electrică pe casa scării, percepe o anumită penalitate. Furnizorul de să-i spunem apă, dacă se plătește apa la comun, deci factură comună pe scara blocului sau pe întreaga asociație de proprietari, percepe altă penalitate. Deci în funcție de cum sunt stabilite în contract. Prestatorul de servicii care ridică gunoiul are alt sistem de penalități. Și plătim în momentul, mai multe penalități, în da? Momentul în care te duci la întreținere și ai întârziat cu plata întreținerii, ți se oprez niște penalități. Ok, e în regulă. Dar acele penalități sunt mult mai mari decât factura decât, ta, decât ar fi trebuit să ai achiziționat. Decât sumumul penalităților de la fiecare prestator de serviciu sau furnizor de serviciu în parte. Și întrebarea legitimă este ce se face cu acei bani? Iată un singur exemplu. Să nu mai spunem
că sunt apartamente în bloc, goale, într-un bloc, da, în goale, blocuri goale. Da, oamenii din, plecați la țară, din, vândute sau închise, din în divers, Italia. Nu, exact, da. Sau din diverse, da, motive, exact, sunt, da, goale. Bun. Acele apartamente datorează la întreținere cota parte din lumina pe scară, cota parte din lift, ba chiar și apa meteorică. Deci acei domni administratori, în loc să apere interesele celor care practic prin banii pe care îi cotizează la întreținere le plătesc și salariile, bașca mai sunt scutiți de ei înșiși de întreținere pentru că sunt administratori. Asta e vina noastră. Așa. Deci ei lucrează exact împotriva celor care i-au pus acolo. Tu ai administrator la scară? Ești mulțumit, da, de activitatea lui? Întâmplător sunt un caz fericit, da. N-am lăcrima contra lui. Dar grosul administratorilor sunt pe modelul descris mai devreme. Cam și asta este. Telespectatorul dinainte, Călin, spunea de o problemă din învățământ. Profesoara care n-a venit la clasă vreo lună de zile. Cui a păsat, nimeni n-a observat. Știi cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat la colegii economici cu copiii, cei doi băieți care s-au bătut, da, într-o zi de vineri, da, și au aflat cadrele didactice abia după vreo oră, când deja filmulețul circula pe toate site-urile. Păi așa au aflat. Așa au aflat. Exact. Aici deja nu mai sunt lucruri care depind de administrația locală, nu mai sunt lucruri că, bineînțeles, cazul acelei profesoare nu este unic în România. Cazul elevilor bătăuși de care se află de-abia după ce se postează pe rețelele de socializare, la fel, nu este unic în România. Aici este o boală a sistemului, a cel puțin două sisteme care ar trebui să fie de căpătâi și pentru care ar trebui să guvernanții de acum, cei din trecut și cei care vor urma, ar trebui să aibă cea mai mare grijă și mă refer chiar la lucrurile pe care le-ai anunțat la începutul emisiunii, adică sănătatea și învățământul. Învățământul, astea învățământul, prioritatea. Degeaba facem orice, putem face autostrăzi câte vrem. Putem să facem și prin mijlocul Buzăului, da, decât să facem o autostradă. Da, decât să avem telegondole, nu știu ce cătun al nu știu cărui județ, nu mai bine dăm banii către sănătate și învățământ? Exact, către sănătate să faci suficient de atractiv sistemul, astfel încât să vină oamenii bine pregătiți. Oamenii bine pregătiți, care fac o specializare, care își dau un doctorat, pleacă, cu prima ocazie pleacă din țară. Deci nu rămân. Deci dacă le faci sistemul suficient de atractiv, bine plătit, cu condiții, bun, ok, degeaba îl plătești. Poți să dai, eu sunt convins că poți să dai unui medic care vine la Buzău, poți să dai un salariu la nivelul unui medic care lucrează într-un spital universitar. Da? Poate chiar mai mult. Da? Dacă legea ar permite. Dar dacă nu are cu ce, degeaba a făcut el nu știu câți ani de specializare și și-a dat 7 doctorate. Nu. Pentru că dacă a pune un diagnostic, a trata, nu înseamnă numai priceperea doctorului. Doctorul, bun, ok, simte, vede, are nevoie de investigații suplimentare, are nevoie de echipamente pentru tratament, are nevoie de, în sfârșit, de alte opinii, așa de e, dacă n-ai să comunice treaba, repede. Parcă nu nu să pui să mâna te pe muți. Telefon, să-l, da, suni, să-ți suni un coleg care... Călin, pentru, da, că tot discutăm de sănătate, îl avem în legătură telefonică directă cu noi pe domnul Marin Ion, fostul... Șeful. Se pare că avem și un telespectator. Haide să luăm un telespectator mai întâi, după care vom încerca să stabilim legătura telefonică cu domnul Marin Ion, fost șef al Inspectoratului de Poliție. Bună seara! Salut, bună, doamna moderator! Bună seara, domnule redactor șef! Bună seara! Mâine e ziua mea fericită. E vineri când la ora 12, când trec pe la postul BJATM, văd rudele noastre din cartierul de nord, obosite după prestațiile de la legea 416, cum vin în haită, cu taxiuri, cu mașini, cu numere de spania de bronza, să-și ridice drepturile după muncă, normal.
E după muncă și răsplată. Păi noi primăria, dacă nu plătim impozitul la zi, ne trimite o hârtie frumoasă, toașul primar, și bă, plătește că bă, noi avem investiții. Deci asta este cea mai fericită zi a mea când îi văd. A doua chestie foarte interesantă, veneam în mașină și am auzit o chestie, vorbea manifestația cu sănătatea, doamne, a fac un atac de cord. Unul zice că am biruit, am câștigat tot ce ne-am propus. Domnul zice, ce zic, la 6 din 50, la 5 din 47, zic ce, când ce-am câștigat norma de hrană. Și asta și m-am gândit eu, care lucrez la privat, că dacă i-a spune patronul meu să-mi dea mie normă de hrană, mi-o dă într-adevăr sub o formă mai delicată așa. Adică, acum îmi dau seama că tot Ceaușescu era un vizionar. El a știut când a zis, bă, să facem cantine, să mănânce poporul, să mănânce la locul de muncă. Păi, domne, la sănătate, am văzut o chestie foarte interesantă. Brancardierul vrea să aibă același salariu ca chirurgul. Domne, ăla e un tâmpit chirurg. Se spune, domne, scuze-mă, tu ești brancardier sau ești infirmier, vino, bă, coace, operează tu și eu trec în locul tău. Domne, ne întoarcem vorba lui Marin Preda, în anii 50, cadrele și sindicatele decide totul. Văd acești îmbuibați de lideri de sindicat, care sunt mai etern decât este comunismul în lume, după vremea lui Karl Marx, ăștia cred că sunt, care nu vin decât se mai anunță o mărire, cine primi la mărire? Sănătatea, domnul Bostan are perfectă dreptate. Pot să-i dau eu lui doctorul, profesor, doctor, nu știu care, 3.000 de euro, dar dacă eu din fondul de salarii, din fondul de dotare a spitalului, dintr-un miliard de 85 de milioane, 150 de milioane dau la salarii, pe din ce să mai cumpăr mese de operație? Ca exemplu. Păi nu, hai să avem puțin bun simț, că știu cazuri, sunt asistențe care iau în spital 40 de milioane, dați-mă, doamne, iartă-mă, dar sunt oameni care trăiesc cu minim pe economie și nu mai ies în stradă. Ca ieri, antologia omorului, cei 10 mari sindicaliști care vor lua pe în față, pe la prefectură, pe acolo, de ce ne nebunești. Deci tot timpul cerem. Cu licere, că dăm la învățământ. Pe aceea situație. Dar, domnul Bostan, ați întrebat vreodată pe ăștia la lideri ăștia locali de la noi. Mama, o clanță. Bă, fratele meu, dar câți promovați ai la bacalaureat? Păi eu stau ție 40 de milioane profesori, vii 6 luni la școală, 6 luni, poporul te plătește și tu stai bine, mersi. Eu n-am nimic cu ei, că singurii care mărită banii prima dată sunt învățători. Restul, divizia B. Profesorii, domne, dăm, dar tu rezultate, performanță, tată, că nimic. Liceul tehnologic, mi-a zis un profesor, că băi, n-au cum să ia aia, nu pot să iau 100 de inși în bacalaureatul, că e liceu tehnologic. Adică cum, uite, ăia nu poate să stâmpiți, adică nu poate unul. Păi licee care n-au luat niciunul bacalaureat și atunci de ce să dau ție bani? Da, aici v-aș da un răspuns da. fără să iau apărarea profesorilor. Aici problema se trage din vremea unuia dintre mandatele doamnei Ecaterina Andronescu, vestitul ministru al învățământului, pe care nu l-a egalat decât actualul ministru al învățământului ca notorietate și ca prestație în toate punctele de vedere. Deci doamna Andronescu a făcut un lucru. A desființat școlile profesionale și le-a transformat pe toate în licee. Da? Aici trebuie să recunoaștem că, în conformitate cu acea veșnic prezentă curba lui Gauss, există oameni dotați, superdotați, normali și mai puțin dotați. Deci, și chiar aseară discutam că care, doamna Kerciu, exact, despre școlile care profesionale desființate și faptul că nu mai avem oameni. Erau 5 societăți din Buzău în căutarea forței de muncă. Bun. Cum? 5 societăți anul acesta, dar unde sunt oamenii ăia care au lucrat acolo, în societatea respectivă? Deci unii ei căutau oameni, nu contează, necalificat, da. Numai să am om. Numai că ei, nu dar vor... dacă erau școlile profesionale, nu se mai ajungea. Exact, aici. Nu numai asta. Deci, desfințându-se școlile profesionale, s-a ajuns la situația absurdă, da? Ca la liceu să ajungă copii care la examenele naționale iau nota 2. Bun. Dar iau și profesorii nota 2. Ce te mai surprinde? Nu mai spun de asta. La bun. Titularizare deci, cu 2? Exact. Deci ajung copii de nota 2. Poți să chemi
profesori universitari de la cele mai prestigioase facultăți. Nu vor reuși niciodată să facă un copil de nota 2 care 8 ani de zile nu, deci timp de 8 ani de zile nu și-a pus cărămizile alea de la baza educației și științei. Dar deci care tu nu mie, știe să scrie. Dar zi-mi tu mie, Călin, profesorul ăla care a luat 2 sau 3 la examenul de titularizare sau suplinire, ce face el la clasă cu... Eu am pretenție la el ca nu, al meu copil nu, dar, să fie de 8, de 9 și de 10? În mod normal n-ar, ce să n-ar avea ce să caute. Cu... Exact. Deci ai tras lozul unei câștigători, deci ai participat odată la un examen din acesta de titularizare sau de definitivat sau, și n-ai reușit să iei note de trecere, la revedere, caută-ți altceva. Aici este tot vina sistemului. Bun, și să revenim. Ajungem la acei copii care intră cu 2. Bun, poate după ani de silință, da? Mai cu camerele de luat vederi de la BAC orientate în mod isteț. Așa? Reușește să ia bacalaureatul. Bun. Ia bacalaureatul și ce face el după bacalaureat? Se duce cumva să se angajeze strungar? Nici vorbă. Odată că nu știe și odată, cum adică, domne, eu cu bacalaureatul să mă duc să mă angajez muncitor? Nu. Mă înscriu la o facultate. O facultate din acelea minunate, cu sediu pe la Sascut. Deci facem și așa apar acele struțocămile de semi-analfabeți care ajung cu studii superioare. Și acei oameni, din păcate, unii dintre ei sunt suficient de isteți sau au familii, au cunoștințe, au așa, și izbutesc să ajungă în posturile despre care vorbea domnul George, dacă nu mă înșel, da? Cel de la protecția consumatorului, nu cetățeanul care a stat de vorbă, cel de colo, de colo, de colo, care este om cu studii superioare făcute, cum am spus mai sus, și se uită la un cetățean care vine cu o problemă ca la... Și uite așa, am ajuns la finalul emisiunii, Călin. Ar fi fost mult de discutat. Cu siguranță vei mai fi invitat dacă, bineînțeles, îți va permite și ție timpul, însă nu vreau să-l las nici pe domnul comisar, pe domnul Marin să aștepte în telefon. Trebuie să discutăm și cu dumnealui. Domnule comisar, bună seara, ne auziți? Sărbana, vă aud foarte bine. Emisiunea noastră a avut foarte mulți telespectatori interesați de anumite situații și care ne-au adus la cunoștință anumite situații, așa că spre finalul acestei emisiuni am încercat să stabilim și legătura telefonică cu dumneavoastră. Vorbeam la începutul acestei emisiuni cu Călin de la Opinia Buzău despre cazul... Dați-mi voie să-l salut pe domnul Băștan, un prieten vechi. Toată stima, domnul colonel. Vorbeam de cazul polițistului Cătălin Motoașcă, domnul comisar. Astăzi dumneavoastră îmi spuneați că îl cunoșteați foarte bine pe acest polițist din Racovițeni. În primul rând, condoleanțe familiei. Bineînțeles, nu știi cum să reacționezi și ce să transmiți celor din familie în astfel de momente. Însă spuneți-mi dumneavoastră, care l-ați cunoscut pe acest polițist, ce fel de om era? În primul rând, să știți că este destul de greu ca să vorbesc la timpul trecut despre fostul nostru coleg. Cătălin a făcut parte dintre polițiștii care le-au dedicat meseriei, care și-a sacrificat multe ca să poată să facă față rigorilor serviciului și nu o spun conform vorbei că despre morți numai de bine. Este o realitate. Drept pentru care el a și fost promovat ca șef de post și asta s-a datorat în primul rând abnegației și rezultatelor pe care le-a avut de la începutul carierei lui. Și aș vrea să profit de faptul că am intrat în legătură cu dumneavoastră și să mă fac într-un fel purtător de cuvânt al polițiștilor care... Să știți că nu beneficiați de niște servicii de sănătate care să le confere o garanție a serviciilor sanitare. Pe hârtie totul este sublim, dar în realitate să știți că este un dezastru total. Vă dau un singur exemplu. La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție sunt acolo funcționează cabinetul medical, doar 2 medici, 2 profesioniști, dar care nu pot să facă față
la 4600 de bolnavi înregistrați, pentru că dumnealor asigură asistența medicală primară, ca să-i zic așa, și pentru poliție, și pentru pompieri, și pentru jandarmi, pentru centru Schengen și alte structuri care țin de Ministerul Administrației și Internelor din județ, inclusiv pentru pensionarii acestor structuri. Deci, practic, este imposibil să crezi că polițiștii beneficiază de serviciile medicale așa cum ar trebui să beneficieze. Trebuie luat în calcul faptul că nivelul de stres este extrem de ridicat și medicii nutriționiști, am avut discuții pe tema asta, de ani de zile se luptă să convingă guvernul, vorbim pe ansamblu, nu vorbim de guvernul actual, să declare, de exemplu, diabetul boală profesională, să știți că sunt foarte mulți polițiști care sunt încă în activitate și deja sunt afectați de acest ucigaș tăcut care, dacă nu este tratat la timp, nu duce în altă parte decât la obștescul sfârșit. Nu știu care este situația ce a generat decesul colegului nostru, dar, repet, este strigător la cer modul în care este tratată sănătatea polițiștilor. Oamenii ăștia asigură un serviciu public pentru liniștea tuturor cetățenilor. Și, repet, pe hârtie totul arată sublim, dar în realitate este un dezastru total. Domnule Marin, deci eu zic că ar trebui controalele astea periodice efectuate de către medicii de acolo, de la cabinet, pentru că atunci când ai o afecțiune și nu o tratezi, vezi la ce se ajunge. Așa este, dar, repet, sunt doar doi medici care nu pot face față valului de solicitări, pentru că și polițiștii sunt oameni, nu sunt roboți, să știți, și de multe ori se trece peste anumite manifestări ale diverselor afecțiuni de care suferă, tocmai datorită faptului că volumul de muncă este foarte mare, iar la momentul actual, după cum știți, că s-a și publicat, au fost date către media niște cifre, să știe foarte bine că există un deficit, cel puțin la polițiști, nu știu, la celelalte structuri, volumul de muncă este același și numărul ăsta mic și cu oameni care, într-un procent destul de mare, sunt noi în meserie, afectează și trebuie rezolvat într-un fel. Știm, domnul comisar, dar o să facem o emisiune. Săptămâna viitoare vă aștept în studio la TV Buzău și vom avea o emisiune pe această temă și nu numai. Și cu siguranță vom avea și noutăți în ceea ce privește decesul polițistului din Racovițeni. Vă mulțumesc pentru intervenția din această seară. Încă o dată, condoleanțe familiei. Călin, am ajuns la finalul emisiunii. Este greu să tragi o concluzie după ceea ce a spus domnul colonel Marin. Pot să spun un singur lucru, să-i dau dreptate. Era un polițist implicat, ca dovadă că s-a dus atât de tânăr, înțeleg foarte bine că după un preinfarct dus pe picioare. Asta spune tot. Îți mulțumesc, Călin, pentru că ai fost alături de mine în această seară și chiar au decurs super ok emisiunea din această seară. Cu siguranță vei mai fi invitat. Ți-am spus, dacă timpul îți permite, vom avea și săptămâna viitoare emisiuni cu problemele și despre problemele telespectatorilor noștri, celor din Buzău. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această seară. Rămâneți în continuare aproape de programele TV Buzău. Ne revedem curând cu problemele dumneavoastră din teritoriu, cu mesajele dumneavoastră, pentru că ne aflăm aici să găsim rezolvare, nu doar ca să plecăm din acest studio și cam atât. Numai bine, la revedere!